Tehnicianul sucevean și-ar dori să se prezinte la acest meci, însă nu știe dacă va avea bani pentru transportul, cazarea și masa a jucătorilor. De ce ne-am temut? Ne-am scăpat. O să informez conducerea clubului în speranța că se vor găsi resurse financiare pentru a onora competiția. Este un meci important pentru noi pe care, dacă îl câștigăm, în turul următor jucăm pe teren propriu contra unei echipe de Superliga, a declarat Constantin Vlad. Antrenorul sucevean a depus recent la primărie documentele justificative pentru banii cheltuiți de echipa de rugby în primele 10 luni ale anului. La cererea grupării sucevene, meciul dintre Calatis Mangalia și CSM Suceava, contând pentru primul tur al Cupei României, va avea loc duminică 3 noiembrie.